Circulație îngreunată pe DN2B și DN2 din cauza unui transport agabaritic. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că în perioada 16 februarie 2018-19 februarie 2018 se va efectua un transport cu depășiri de gabarit pe ruta Buzău, DN2B, DN2, Urziceni, DN2A, Slobozia, DN2A, Țăndărei, DN2A, Hârșova, DN2A, DC63, DJ224, Megidia, DN22C, DN3, A4, Constanța, Poartă 7. Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculului. Consilierul județean Silviu Nicoara a fost numit oficial joi în funcția de director al Urbiserv din votul aleșilor municipali. El ocupa această funcție după ce a promovat în luna ianuarie concursul de director al societății care se ocupă de întreținerea străzilor și spațiilor verzi din municipiul Buzău. Silviu Nicoara a absolvit în 2000 facultatea de silvicultură și exploatări silvice din cadrul Universității Transilvania Brașov. Timp de 6 luni el a lucrat la Inspectoratul de Regim Silvic și Cinegetic Buzău, iar în 2001, până la susținerea concursului, a lucrat la Direcția Silvică. Polițiștii din Smeni au identificat ieri principalul bănuit de comiterea unui furt din locuință. Din cercetări a reieșit faptul că în noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2018, un bărbat de 35 de ani din Gârbov ar fi pătruns prin nefracție într-un imobil nelocuit din Scutelnici, de unde ar fi furat un cazan de țuică și o rață. El a fost depistat de polițiști în dimineața zilei următoare, imediat după comiterea furtului, dar nu a recunoscut furtul. Bunurile au fost ridicate în vederea efectuării cercetărilor, ancheta fiind finalizată ieri când furtul a fost dovedit. Prejudiciul estimat la peste 800 de lei a fost recuperat și predat victimei, un bărbat de 68 de ani din Scutelnici. Polițiștii au dispus măsura reținerii celui în cauză pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în cursul acestei zile la parchetul de pe lângă judecătoria Pogoanele, în vederea dispunerii de măsuri legale. Totodată a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat și polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.